Fiind primul meu video din acest an, nu o să ratez ocazia de a vă ura un an nou fericit, plin de sănătate și realizări în toate domeniile vieții, în special pe plan familial, pe planul serviciului și în grădinării. Și dacă tot am vorbit despre cum începem un grădinărit ecologic, care sunt deșeurile biodegradabile, precum și beneficiile lor în grădinărit, mi-am zis că poate ar fi interesant să vorbesc și despre felul în care eu le folosesc în grădină. Personal, este al patrulea an în care le folosesc și nu mă plâng de rezultate. Nu am folosit absolut niciun alt fel de îngrășământ, fie el natural sau sintetic. De fapt, oricum am folosit deșeurile biodegradabile în grădină, la un moment dat sau altul, rezultatul va fi unul pozitiv. Adică, ele se vor transforma în minerale care vor hrăni viitoarele noastre plante. Descompunerea lor este inevitabilă. Doar procesul în sine poate fi unul de o durată mai lungă sau mai scurtă, în funcție de materialele, mărimea și condițiile de folosire. Adică dacă avem materiale mai verzi, mai mărunțite, mai umede și temperaturile sunt mai ridicate, ele se vor descompune mai repede. Și invers, dacă materialele noastre sunt mai uscate, bucățile sunt mai mari și temperaturile sunt mai scăzute, ele se vor descompune mai încet. Personal, în stilul meu de grădinărit, eu le folosesc sub trei forme. Sub formă de macerate, sub formă de mulci și sub formă de compost. Și azi am să limitez în a vorbi doar despre macerate, urmând ca despre mulcire și compost să vorbesc în alte materiale pe parcursul anului. Ce înseamnă de fapt a macera? Macerarea este procesul prin care un fruct, legumă, precum și resturile lor sau orice altă materie vegetală, în prezența unui lichid, se înmoaie și își eliberează atât aromele, dar cât și micro- și macroelementele care îl compun în acel lichid. De fapt, este exact același lucru ca și cum am face o supă, care în procesul de fierbere, legumele și fructele pe care le punem în supă își eliberează micro- și macroelementele în supă, dând gustul acestuia. Macerarea se poate face cu mai multe lichide, cum ar fi apă, ulei, oțet, dar în grădină folosim numai apa. Și este foarte bine dacă avem posibilitatea să folosim o apă în care nu există clor, cum ar fi apa de ploaie sau apa de fântână. Dacă avem o apă care este cu clor, atunci este bine să o lăsăm cel puțin 24 de ore, pentru ca ea să-și elibereze clorul din ea. Folosesc maceratele în grădină de primăvara până toamna, în sezonul de vegetație al plantelor. La început voi pregăti și voi folosi macerate obținute pe bază de plante foarte bogate în azot, precum murzica, coada calului, tătăneasa, păpădia, salcia, iarba, dar și orice altă plantă verde, pentru că acestea vor favoriza dezvoltarea armonioasă a plantelor mele. Când ele s-au dezvoltat suficient și începe perioada de înflorire și fructificare, voi folosi macerate din deșeuri organice bogate în potasiu. Sunt multe deșeuri organice sau plante care conțin potasiu, dar cel mai la îndemână și cu o concentrație mare de potasiu în ele sunt cojile de cartofi, păpădia, cojile de banane, frunzele de spanac, sfeclă sau pătrunjel. De ce folosesc maceratele? Pentru că este cea mai rapidă metodă de a oferi plantelor noastre minerale de care au atât de mare nevoie pe perioada dezvoltării lor. Deci este un îngrășământ foarte natural. Sunt ușor de folosit. Sunt cu costuri zero. Este o metodă naturală și ecologică. De asemenea, au proprietăți de fungicide sau de insecticide. Cum folosesc aceste macerate? Pentru 100 de grame de plantă
sau de deșeuri organice, eu adaug un litru de apă și le las să stea cel puțin 24 de ore la macerat. În cazul plantelor cu proprietăți fungice, cum ar fi urzica, coada calului, tătăneasa, le las pentru cel puțin 10 zile la umbră, amestec zilnic în ele, până când nu mai iese la suprafață niciun fel de spumă sau bule. Apoi le strecor și amestec pentru un litru de macerat cu 10 litri de apă. Le aplic la rădăcină 500 de mililitri sau un litru după mărimea plantei pe un sol foarte bine udat înainte. Niciodată nu se aplică pe solul uscat pentru că planta se poate îmbolnăvi. În general, între două utilizări, las o distanță de plus sau minus 10 zile. Maceratele se pot folosi la orice tip de legume, dar unele legume, cum ar fi morcovul, pastârnacul, pătrunjelul, ceapa, usturoiul, prazul, nu au nevoie pentru că ele consumă foarte puțin și, în general, cantitatea necesară o găsesc deja în sol. Sunt mai gurmande în consum și, în special, în azot, legume precum castraveții, dovleceii, dovlecii, roșiile, ardeii, vinetele, salatele și altele. Este bine să le folosim în grădină pe perioada verii, din momentul în care plantele noastre au început dezvoltarea și până la maturizarea fructelor. Oricum le-am folosit și prepara, aceste macerate vor avea un anumit efect, mai mic sau mai mare, benefic asupra culturile noastre. Însă, pentru a avea o eficiență maximă, este bine să le mărunțim și să le folosim conform celor pe care le-am spus mai înainte. Cu cât vom folosi un număr mai mare de plante sau de deșeuri organice pentru obținerea maceratelor, vom avea o bogăție mai mare de minerale în sol și astfel plantele noastre vor avea o dezvoltare mult mai bună. Cam acestea fiind spuse, până data viitoare, eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați avut răbdarea să mă ascultați până la sfârșit. Vă salut, vă respect, la revedere!